Deci la voluntar se poate face performanțe și mă bucur că atât Teja cât și Andone reușesc să creeze această stare de spirit. Sunt convins că o să aibă o evoluție bună și frumoasă în sezonul ăsta voluntar. Adică mi se pare că ok. Se vede că nu mai e fotbalul la jocul, la întâmplare. Da. Deci vrem ceva. Se vede în acest început de campionat și s-o țin așa. Da, lotul vi se pare da. Cumva echilibrat valoric? Da. Este și vor mai fi adus jucători. Îmi place acel Căpățână foarte mult. Da. Eu l-aș vedea, mă rog, sau l-aș recomanda chiar lui Mirel, lui Rădoi. Este, după părerea mea, peste vreo 2-3 convocați în ultimele două meciuri internaționale. Cum vi s-au părut chiar convocările? În mare, în regulă. În mare? În mare, da. N-am avut fundaș de bandă. Nu putea lipsi din punctul meu de vedere Man. Bine, acum a fost invocat, știu eu, l-a trimis la muncă. Sprijinirea tineretului. Lui U21. Dar ce să sprijinim Finlanda și cu Malta? Păi hai să ne sprijinim cu Man, cu Irlanda de Nord și cu Austria. Pentru că are calitățile necesare, a jucat în echipa națională. Nu este un debutant, joacă constant bine la FCSB, în măsura în care e și ajutat de coechipieri. Este un jucător serios, tânăr. La fel cum, de exemplu, vorbește de acest Căpățână, care mie îmi place foarte mult, este de 4-5 ani la voluntari, este și capitanul echipei, mi se pare. Are un nivel constant, are o atitudine pozitivă, foarte greu se accidentează și cred că poate să fie un jucător pe care Rădoi să pună ochii și să și încerce odată. Și putea să nu încerce în aceste două meciuri, mai ales când și Irlanda de Nord și mai ales Austria parcă au dat dovadă de așa o atitudine ușor amicală.